18 ianuarie 2023 are loc ședința ordinară a Consiliului Local. Astăzi sunt prezenți 18 consilieri fizic aici în sală, iar un consilier local, doamna Balaj Mănâncă, prin intermediul online. Este întrunită majoritatea, ședința este statutară. Îl rugăm pe domnul primar să prezinte ordinea de zi. Bună ziua! Avem o ședință mai plină așa față de obicei, avem multe puncte pe ordinea de zi, așa că o să avem un program mai încărcat. Primul punct pe ordinea de zi pe care l-am propus eu la ședința de astăzi este proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Comănești doamnei profesor universitar doctor Lenuța Alboaie. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023. Punctul 3 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 2023. Punctul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 la Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr, Comănești. Punctul 5. Pe ordine de zi. Proiect de hotărâre pentru privind aprobarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 2023 la Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr, Comănești. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc Ioan Lascăr Comănești pe anul 2023. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la Serviciul Eco Valea Muntelui Comănești. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2023 la serviciul local Eco Valea Muntelui Comănești. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei a statului de funcții și a coeficienților de ierarhizare din cadrul serviciului local Eco Valea Muntelui Comănești. Punctul 10. Pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de întreținere și funcționare pentru Centrul de Resurse și Instruire Profesională, Centru 5, în anul 2023. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de întreținere și funcționare pentru Centrul Național de Informare și Promovare Turistică, Comănești, pentru anul 2023. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de întreținere și funcționare pentru Centrul de Tineret Comănești pentru anul 2023. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de întreținere și funcționare a Centrului de Agrement Rotuș Ionuț Iftimoaie pentru anul 2023. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de întreținere și funcționare pentru Baia Carpați, anul 2023. Punctul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile de învățământ din orașul Comănești. Punctul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare a orașului Comănești, județul Bacău, către SECE APA SEFS Rotuș SRL. Punctul 17. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare la nivelul orașului Comănești pentru anul 2023-2024. Punctul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de dezinfecție, dezinsecție, deratizare la nivelul orașului Comănești. Punctul 19. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute a unei suprafețe de teren din domeniul public către Delgaz Grid SA pentru lucrarea, extinderea, contorizarea inteligentă cu automatizare, rețea medie tensiune și integrare SCADA din zona urbană județul Bacău, oraș Comănești, județul Bacău.
Punctul 20. Proiect de hotărâre privind acordarea unei subvenții din bugetul local al orașului Comănești pentru finanțarea funcționării Serviciului Public de Salubrizare. Punctul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielor legate de proiectul Eficientizarea energetică a clădirilor publice, Spitalul Orășenesc Ion Lascăr, județul Bacău, orașul Comănești, strada Vasile Alexandrei, numărul 1. Punctul 22. Proiect de hotărâre privind predarea către Compania Națională de Investiții, CNI-SA, în calitate de structură de implementare a obiectivelor incluse în PNRR, componenta C15, educație, investiția 1, construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe, a amplasamentului pentru obiectivul de investiții, construirea, echiparea și operaționalizarea unei creșe mici pentru maxim 4 grupe, 40 de copii, în orașul Comănești, județul Bacău. Punctul 23. Informare privind analiza de evaluare a activității desfășurate în trimestrul 4-2022 ASCLEP Comănești. Punctul 24. Informare privind raportul de activitate al asistenților personal pe semestrul 2-2022. Punctul 25. Informare privind raportul de activitate pentru anul 2022 al Poliției Locale Comănești. Și ultimul punct pe ordinea de zi, 26. Proiect de hotărâre privind încheierea protocolului de colaborare dintre Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UATECOM Orașul Comănești pentru proiectul HUB de servicii MMSS și MMSS, cod MySmith 130963. Acestea sunt proiectele pe care le punem spre dezbatere și aceasta este ordinea de zi pentru care am convocat această ședință ordinară din data de 31 ianuarie 2023. Mulțumesc mult, doamna președintă, dacă vreți prelua lucrările. Mulțumesc, domnule primar. Bună ziua! Supun la vot procesul verbal al ședinței din 20-12-2022, procesul verbal al ședinței din 22-12-2022 și procesul verbal al ședinței din 9 ianuarie 2023. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Mulțumesc! Supun la vot retragerea de pe ordinea de zi a punctului numărul 9. Este vorba despre proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei a statului de funcții și a coeficienților de ierarhizare din cadrul serviciului local Ecovalea Muntelui Comănești. Nu mai trebuie să poți la vot, da, doar îl retragem. Trebuie să-l spun eu că propune retragerea. Scrie acolo că da, e vorba de retragere. Este vorba de un proiect care se referă la activitatea serviciului de salubrizare de orașul Comănești, în cadrul cărei activități este prins și activitatea de dezăpezire și acest serviciu nu poate funcționa în momentul de față pentru că nu avem utilajele necesare cu care să funcționeze acest serviciu. Și am zis că poate reușim să obținem fonduri, tot pe un program, pe fonduri europene, ca să dotăm acest serviciu cu toate utilajele necesare ca să putem să funcționăm. Și n-ar rost să-l închidem și iar să redeschidem după aceea. Da. Supun la vot ordinea de zi pe care a prezentat-o domnul primar. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Supun la vot completarea ordinei de zi cu proiectul de hotărâre privind încheierea protocolului de colaborare dintre Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, MMSS, și UAT Comănești pentru proiectul HUB de servicii MMSS, S2MMSS, cod MISSIMIS 130963. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Trecem acum la primul punct de pe ordinea de zi, un punct foarte important și emoționant în același timp. Este vorba despre proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Comănești doamnei profesor universitar, dr. Lenuța Alboaie. Materialele au fost la comisie, dau cuvântul doamnei secretar. Domnul Dionisie,
Viorel Miron, primarul orașului Comărești, propune Consiliului Local să fie de acord cu acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Comărești doamnei profesor universitar, dr. Lenuța Alboaie. Doamna Lenuța Alboaie, născută în orașul Comărești, absolventă a Colegiului Tehnic Dimitrie Ica Comărești, este profesor abilitat al Facultății de Informatică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Din anul 2020 este director al Școlii Doctorale de Informatică a Universității Alexandru Ioan Cuza, iar din anul 2019 director al Centrului de Transfer Tehnologic iTransfer al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. În octombrie 2022 a fost aleasă în Consiliul de Conducere al Organizației Informatics Europe, organizație care reprezintă peste 170 de universități de prestigiu din 33 de țări din Europa. Studii. Diploma de licență în informatică, Facultatea de Informatică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, în 2002. Diploma de studii aprofundate în programe programare distribuită, Facultatea de Informatică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, în 2003. Doctor în informatică la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, în 2009. Grad de abilitare în informatică la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, în 2019. Activitatea profesională. În ultimii 20 de ani, remarcăm o activitate susținută a doamnei Alboaie, atât pe plan științific, didactic, dar și la nivel instituțional. Sumarizăm mai jos o listă cu o serie de realizări pe cele trei direcții. Activitatea științifică. Doamna Alboaie și-a adus contribuția științifică în domenii precum sisteme distribuite, rețele de calculatoare sau reprezentarea cunoștințelor. Pe aceste direcții, doamna Alboaie a publicat în calitate de autoare sau coautoare peste 70 de publicații în jurnale și volume ale unor conferințe naționale și internaționale, 4 cărți, un capitol de carte și a activat în calitate de editor la 3 volume. Multe dintre publicațiile obținute au fost rezultatul unor proiecte de cercetare în care doamna Alboaie activa ca director sau membră în echipele de cercetare. Remarcăm în acest sens participarea în peste 20 de proiecte de cercetare structurale, de mobilitate și cooperare de nivel național-internațional. Remarcăm proiectul dezvoltare experimentală în parteneriat public-privat pentru crearea de platforme cloud autohton cu caracteristici avansate de protecție a datelor în valoare de 15.266.417 RON, unde doamna Alboaie, în calitate de director, a pus în 2019 bazele primului centru de transfer tehnologic al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Un alt rezultat ce merită remarcat îl reprezintă participarea în scrierea a 9 cereri de patente împreună cu parteneri din industrie în perioada 2018-2021. Recunoașterea rezultatelor cercetării, atât la nivel național cât și internațional, este susținută de asemenea de participarea doamnei Alboaie în calitate de coordonatoare membră în peste 100 de comitete de program al conferințelor, jurnale naționale, internaționale și alte evenimente academice. Activitatea de predare. Din punct de vedere didactic, doamna Alboaie s-a remarcat prin aducerea, la nivel național și mai apoi și la nivel internațional, a noutăților tehnologice pe direcțiile cloud computing sau sisteme distribuite. După introducerea în 2011 a cursului Cloud Computing în curicula Facultății de Informatică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, primul curs de acest tip din România, a urmat o serie de prelegeri invitate la universități din România, cât și în universități din Japonia, Coreea de Sud, Vietnam, Republica Moldova sau Luxemburg. Un alt rezultat relevant pentru mediul educațional este crearea, împreună cu parteneri din industria de IT a școlii Spring School, aflată la a 5-a ediție în 2022, care aduce în prim plan tehnologii de ultimă oră, arondate domeniilor mai sus menționate, noutăți de care beneficiază studenți cu performanțe în domeniul IT. Activitatea instituțională. Abilitățile și competențele organizatorice ale doamnei Alboaie au fost puse în slujba funcțiilor de director al Școlii Doctorale de Informatică din 2020 până în prezent sau de prodecan al Facultății de Informatică pe care a deținut-o în perioada 2013-2020. Așa cum reiese din activități desfășurate de-a lungul timpului, dubla ancorare a doamnei Alboaie în mediul academic și în industria de IT a permis acesteia crearea unei punți puternice de legătură dintre cele două medii. Astfel, în 2012 a fondat programul IT Companies
program care a primit în 2015 premiul cel mai bun program academic al anului la Gala Romanian Outsourcing Awards București, România. Doamna Alboaie a coordonat în ultimii 15 ani relațiile facultății cu industria, colaborare care a condus la îmbunătățirea actului educațional prin coordonarea unui proiect de modernizare a infrastructurii fizice a Facultății de Informatică cu fonduri private. Astfel, proiectul a cuprins renovarea 8 laboratoare în perioada 2016-2018, un anfiteatru în 2018, infrastructura wireless a facultății pentru perioada 2019-2024, toate acestea având ca beneficiar aproximativ 1300 de studenți în fiecare an. Doamna Alboaie s-a implicat și în a pune Universitatea Alexandru Ioan Cuzac pe harta universităților antreprenoriale din Europa și în acest sens a fost coordonatoare sau membră în diverse programe care țin de inițiative antreprenoriale la nivel național, internațional. Coordonatoare a Startup Europe Camps University, Iași, 2016-2018, ambasador al programului Innovation Lab, coorganizatoare la BrinTipOn. În toată această perioadă, doamna Alboaie a fost și o promotoare a femeilor în STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Prin urmare, este cofondatoare a WICIS, Women in Information Technology of Iași, din 2015, sau membră în proiectul internațional COSCA-19122, European Network for Gender Balance in Informatics, în calitate de membră în Comitetul de Management ca reprezentant a României. Întreaga activitate a doamnei Alboaie au adus premii și recunoaștere la nivel național și internațional și menționat. Membră în Consiliul de Conducere al Informatics Europe, organizație care reprezintă peste 170 de universități de prestigiu din Europa, aleasă în octombrie 2022 cu mandatul în perioada 2023-2026. Reprezentanta României în 2019 în programul Empowering Women in STEM, Hide No More, United States of America, State Department, International Visitor Leadership Program. Membru asociat a Comitetului Român pentru Istoria și Filozofia Științei și Tehnice, Divizia Academiei Române 2013-2022, în perioada 2011-2013, membru colaborator. Expert de elaborare viziune privind ecosistemul CDI, septembrie 2019, aprilie 2020, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării. Membru al Comisiei Programului Ani Scholarship, inițiat de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii din România, 2018-2022. Premiu pentru întreaga activitate, PIN Awards, Regional Awards of IT, Iași, România, 2017. Distinția anuală acordată tinerelor cercetătoare pentru contribuțiile în cercetarea științifică și tehnologică pentru realizări remarcabile în cercetarea științifică, Center for Gender Equality in Science, Iași, România, 2014. Invitații privind activități de predare, cercetare, management academic la instituții de prestigiu din Europa, Nice, Franța, Lisabona, Portugalia, Praga, Cehia, Cambridge, Marea Britanie, Croația, Bălți, Moldova, Chișinău, Moldova, Cipru, Istanbul, Turcia, Luxemburg, Elveția, Polonia, Asia, China, Japonia, Vietnam, Seul sau din America de Nord, Washington, Boston, Orlando, Los Angeles. Cu toate că mai sunt multe de spus despre implicarea în activitatea științifică și de cercetare a doamnei profesor universitar dr. Lenuța Alboaie, atracția dumneaei pentru orașul natal este un moment plin de semnificații și un bun exemplu pentru școala românească și, în special, pentru școala cumăneșteană. Mulțumesc! Înainte să supuneți la vot, doamna președintă, aș vrea ca să vă spun că dacă cineva ar dori să motiveze într-un fel sau altul că nu ar merita să fie cetățean de onoare doamna Lenuța Alboaie, ar putea să o spun acum. Și vreau să vă spun că în Elveția, Consiliul Local, în momentul în care supune spre dezbatere o hotărâre, indiferent pe ce domeniu,
nu trece decât în unanimitate. Dacă există un singur vot împotrivă sau dacă există o singură abținere, acea hotărâre nu trece și următorul pas este că în respectiv oraș, respectiva localitate, se face referendum. Pentru că există un dubiu, pentru că o singură persoană nu a votat. Înseamnă că există un dubiu, se supune unui referendum întreaga localitate și după aceea se ia decizia corectă. Nu cred că vor fi... Da. Nu cred că vor fi, va fi cazul. Va fi cazul, da. Dar o să citesc eu. Domnul primar, să dați citire proiectului de hotărâre, după care îl votăm. Da. Se conferă titlul cetățean de onoare al orașului Comănești doamnei profesor universitar doctor Lenuța Alboaie în semn de prețuire și respect pentru deosebita contribuție adusă promovării imaginii orașului Comănești pe plan național și internațional. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. Domnul primar, puteți să oferiți să diplomă. Mulțumesc mult de tot. Băi, să depășiți un an. Mulțumesc. Felicitări. Da, poate ce... E frumos. E frumos și... E frumos, e frumos. Așa, da. Nici nu știu unde să pun. Dar sigur, o să pun la birou, să vadă toată lumea. Da. Așa că cei care vor avea vreodată posibilitate să ajungă la acest... Țin să menționez că acest titlu care îi se conferă de Consiliul Local nu acordă niciun fel de facilitate financiară sau de altă natură. Nu este scutită de vreo taxă. Persoana dumneavoastră sau a altcuiva, a familiei, nu beneficiază de niciun avantaj financiar, material sau de altă natură. Este un titlu onorific ca respect și prețuire din partea comunității noastre și din partea Consiliului Local. Mulțumesc! Dacă aș putea să spun câteva cuvinte și câteva gânduri pe care azi noapte le-am pus pe, nu pe hârtie, pe tablete, pe tot suntem acum în era digitală. Am fost, dacă se poate, dacă da, vreți, vă rugăm. De obicei sunt atât de învățată să stau în fața audienței, cât de obicei nu am emoții. Acum am emoție, nu știu de ce, dar o să trec peste. Socrate spunea că alegerea umană este motivată de fericire și înțelepciunea finală vine din a te cunoaște pe sine. Stau astăzi, în fața dumneavoastră, cu fericirea în suflet și emoție. Că am avut norocul să aparțin acestui pământ, Comănești, care a permis creșterea unor adevărate livezi de pom cu multe roade. Și când spun asta, în viziunea mea, pomii sunt toți cei care m-au crescut, educat, învățat. Nu are cum o sămânță să-i zbândească într-un teren infertil. Mulțumesc livezii, mă bucur că am fost o sămânță norocoasă și alături de mulți comăneșteni cu cel mare. Pot să zic că de ceva ani fac parte cu drepturi depline din livadă, gata pregătită să ajute noi semințe să devină roade și apoi copaci. Știu că știți ce se ascunde în spatele unei cariere de profesor, cercetător sau funcție administrativă. Știu din surse sigure că din acest consiliu fac parte multe cadre didactice sau persoane cu abilități ridicate de management, deci cu toții cunoaștem eforturi din spate. În cariera mea de până acum, le-am împletit pe toate trei, având și norocul să fiu înconjurată de colaboratori și sau colegi valoroși, cu ajutorul cărora chiar am reușit să mișcăm lucruri. Deviza mea e să nu mă opresc, chiar dacă uneori merg mai încet. Și iar ajung la Socrate, cine vrea să miște lumea, trebuie mai întâi să se miște el însuși.
Toată viața am avut senzația că e nevoie de mai mult și mai mult. Și cred că sunt tare, tare puține zilele în care nu am aspirat să evoluez. De cele mai multe ori, în interior am estimat sacrificiul, dar vedeam eficiența pe termen lung. Desigur, am auzit undeva la un doctorat că viziunea fără strategie este halucinație. Așa că cele două, puse împreună, duc la succes. Am realizat la un moment dat că educația primită m-a făcut să le îmbin aproape natural pe cele două, așa că mulțumesc familiei mele, mulțumesc tatei, pentru aceste abilități pe care mi le-a imprimat. Mulțumesc din nou lui Vezi, care la rândul ei l-a format pe tata și tot așa. Am avut mare noroc să cresc într-un oraș cu rădăcini, cu valori, cu modele, care mi-au definit nucleul de bază. Dacă ne gândim bine, suntem cu toți, cei de aici, partea acestui întreg, comăniști, care a evaluat spectaculos de-a lungul anilor, prin proiecte, prin idei, prin multe inițiative, prin drag de oamenii care luminează această zonă. Să ne bucurăm tot timpul de ce s-a realizat și să privim în mod constructiv la ceea ce se poate face mai departe. Dacă vă întrebați că astăzi am auzit numai lucruri care... Ce pui în CV? Succes, succes. Deci dacă vă întrebați dacă am eșuat până acum, da, uneori. Eșecul este componenta esențială a succesului, dar depinde cum îl privești. Acum 3 ani, în vizita mea în America, când am reprezentat România în cadrul programului Hidden No More, coordonat de Departamentul Statelor Unite ale Americii, am văzut în școli cum se vorbea relaxat despre cum să eșuiezi. Am meditat mult la această deschidere spre eșec și a fost o nouă lecție de acceptare că nu putem fi perfecți, că suntem oameni care însă au aspirații să devină mai buni, că tot este la modă inteligența artificială. Astă noapte, când așternam cele câteva gânduri pe hârtie, am interacționat cu ChatGPT și l-am întrebat: îți permiți să ieșuiezi? Răspunsul: fiindcă sunt un model de inteligență artificială, nu am capacitatea de eșec sau de succes. Am râs, recunosc. Și mesajul m-a încântat, fiindcă pare că respectă de la distanță cele 3 legi ale roboticii ale lui Asimov și care ne face din nou conștienți că noi suntem creatorii noii lumi digitale și nu invers, că putem fi stăpâni și nu sclavi, dacă e să parafrazez un drag coleg de la Universitatea din București, care a lansat săptămâna trecută la Iași o carte ce dezbate aspecte privind societatea digitală, ce va urma poate, cum putem să ne educăm semințele din livadă să fie pregătite să se adapteze noilor tipuri de activități ce vor apărea în următorii ani. Știu că aici în Comănești s-au făcut pași importanți în acest sens, prin proiectul de dotare cu tablete sau laptopuri a tuturor școlilor din Comănești. Eu nu știu foarte multe exemple în alte orașe ca aici. Deci, extraordinar. În această lume în care navighez, voi încerca, din diverse ipostaze și roluri asociate, să contribui cât voi putea de mult la binele nostru comun. Revin la ceea ce spunea Socrate despre înțelepciunea finală și autocunoaștere. Îmi e greu să estimez unde mă aflu astăzi, acum. E destul de greu să mă raportez la niște repere personalizate și am aceeași senzație că acum vreo 5 ani, asta o aveam astă noapte, că acum vreo 5 ani, când industria de IT din Iași mi-a decernat premiul pentru întreaga carieră. Acum 5 ani. Cred că a durat vreo câteva zile să mă dezmecitez, să înțeleg ce au vrut să spună, nu să ies la pensie. Asta a fost primul gând. Așa cum sună. Ceea ce se întâmplă astăzi aici mă onorează nespus și încerc să asimilez aspectele, îndatoriri, a ceea ce înseamnă această distinție. Țin să adresez mulțumiri dumneavoastră, celor care mi-ați acordat această încredere, domnului primar și tuturor celor care au creat acest context. Vă mulțumesc! Un moment emoționant pe care probabil că nu o să-l uităm niciodată și foarte important pentru comunitatea noastră. Da, mergem mai departe. Doamna secretar, vă rog să consemnați în procesul verbal că la punctele 2, 3,
15 și 17 nu particip la vot, pentru ca să nu existe suspiciunea de conflict de interese. Dacă mai este cineva în situația mea, vă rog. Și la 16, același lucru, voi participa la vot, pentru a nu exista suspiciunea de conflict de interese. Mulțumim. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023. Domnișoara director economic Daniela Gerber ne-a prezentat la comisie, a făcut și câteva mențiuni. Vă rog. Cu două mențiuni. Da. Cum ar fi prinse în acest buget două sume, 34.290 de lei plăți din anii precedenți recuperate în anul curent, care au fost distribuite de capitole, așa cum am menționat la comisie, și reglarea pe secțiunea de dezvoltare la investiții, suma de 270.000 de lei aparține în colecție locală. Da, mulțumesc. Dacă mai sunt intervenții, dacă nu supun la vot acest proiect de hotărâre cu mențiunile făcute de domnișoara director economic Daniela Gerber, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 2023. Materialele au fost la comisii. Domnul Bobeică Ionel ne-a prezentat tot ce era necesar. Dacă nu mai există intervenții, supun la vot acest proiect de hotărâre. Vă rog, domnul consilier. La punctul acesta, da? De lista de investiții, aș veni cu câteva completări și eventual am supus și amendamente în acest sens. Aș sugera necesitatea unei tubițe laborator pentru care să aparțină primăriei pentru sterilizarea câinilor fără stăpân. De asemenea, aș vrea să mai luați, în calcul, având în vedere că se va asfalta strada Libertății din Lăloaia, în intersecția din capătul străzii 20 decembrie cu Libertății, este un suspar destul de generos. Dacă acela va fi adus cumva la dimensiunile inițiale, pentru că unii liberani au mai intrat cu terenurile pe suprafața publică, s-ar putea crea un sens giratorului destul de generos pe plasamentul căruia s-ar putea monta un loc de joacă pentru copiii din Lăloaia. Nu în ultimul rând, aș vrea să mai adaug necesitatea construirii unor baraje de retenție pe izgazurile din vecinitatea cartierului Lăloaia. Au fost cândva, în perioada ceaușistă, construite de către întreprinderea minieră câteva baraje pentru stabilizarea terenului și pentru sperilirea aluvionilor aduse de torenți, dar acestea sunt formatate. Și cred că prin CNI sau alte axe de finanțare s-ar putea obține fonduri pentru realizarea unor baraje care să protejeze comunitatea de alte virtuți și aluvioni care în final sunt aduse în albie, și, evident, la rândul lor și acesta trebuie cărat. Vă mulțumesc. Da, mulțumim și noi. Dacă îmi permiteți, da, vă rog, domnul. Deci, în ceea ce privește aceste baraje de retenție, cum s-a exprimat domnul consilier, s-au făcut și pentru cine nu știe, toți torenții noștri care sunt în zonele din oraș, în special în Lăloaia, au fost îndiguiți, au fost construite ziduri de beton, inclusiv trotul și toți afluenții. Iar pe râul Valea Poienii, în zona Islazului, s-au construit trei astfel de baraje. De asemenea, pe râul Lăloaia s-au construit două astfel de baraje. Prin proiectul mare pe care l-am avut pe apărările de mal și construirea zidurilor de apărare și a gabioanelor pe toate părările din cartierul Lăloaia. În ceea ce privește locurile de joacă și
Asta se pot construi, nu e o problemă. Probabil că după ce vom finaliza proiectele pe construirea și reabilitarea a unor școli pe care le avem în derulare, e vorba de școala 5 bis, care unde se va construi o școală nouă, se va construi o grădiniță nouă și se va construi o creșă nouă, după ce vom finaliza toate aceste lucrări, funcție de terenul disponibil, care nu este prins în proiect, vom putea construi aceste locuri de joacă. Dacă ne-am apucat să facem aceste locuri de joacă în momentul ăsta, ar însemna că este foarte posibil ca până la terminarea construcțiilor, constructorii să le afecteze într-un mod sau altul. Cam atâta. Da, s-au consemnat în procesul verbal și propunerile domnului consilier. Supun la vot proiectul de hotărâre așa în forma în care a fost prezentat la comisie. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 la Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr Comănești. Doamna director economic Mihaieș Cristina a prezentat materialul la comisie. Dacă mai sunt intervenții, dacă nu, supun la vot acest... Vă rog, domnul consilier. Când va da loc un concurs pentru ocuparea postului de manager? Un concurs transparent, eventual organizat prin organizația funcționarilor publici. Pentru că de foarte multă vreme spitalul are un management interimar. Când se va organiza acest concurs, bineînțeles. Da, deci asta nu este o răspunsă. Domnul consilier, deocamdată discutăm despre acest proiect de hotărâre care se referă la bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, da? După aceea o să discutăm și despre problema managerului. Supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Dumneavoastră vă abțineți, da? Da, aș vrea să precizez, doamna președinte, cu toate că s-a votat proiectul, faptul că la Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr se desfășoară un proiect de mare amploare în care au fost finanțat, acest proiect a fost finanțat atât prin fonduri europene, cât și pe fonduri de la bugetul local. Proiectul pe fonduri europene viza un proiect, era un proiect pe eficientizare energetică, în care are loc anveloparea întregii clădiri a spitalului, acoperișul, subsolurile, partea de încălzire, partea de panouri fotovoltaice, partea de panouri solare, partea de pompe geotermale, tot ceea ce înseamnă eficientizare energetică. Bineînțeles, schimbare la tot ce înseamnă tâmplărie, termopan, uși, absolut tot. Pentru că constructorul, odată intrat în această, în execuția acestei mari și de mare amergură a lucrărilor, s-a hotărât ca să executăm și lucrările de renovare interioară a tuturor sărilor, saloanelor, a blocului operator, a clădirii unde funcționează serviciul de primiri urgențe și așa mai departe. Drept pentru care, de la bugetul local, a trebuit să cofinanțăm cu o sumă substanțială, peste 4 milioane de euro. Bani pe care, este o vorbă, îi plătim ca popa. Pentru că, odată ce retragem constructorul din această instituție spitalicească de foarte mare importanță pentru noi toți, să poată să-și desfășoare actul medical profesioniștii care lucrează în acest spital. Bineînțeles că odată cu finalizarea lucrărilor și cu tot ce este, vom organiza concurs și pentru ocuparea postului de manager sau alte posturi care sunt acolo. Aceste concursuri se vor organiza conform legii.
Sunt tot felul de... Tot timpul, când cineva vrea să angajeze, vine imediat și zice că de ce nu să scoate la concurs sau de ce nu știu ce. Dar în momentul în care este postul scos la concurs, nici nu participă măcar. Vă-și dă numai cu părerea. Deci, Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr a fost un spital care a fost salvat de la închidere de două ori. Odată în anul 2010 și odată prin anii 2016. Datorită investițiilor mari pe care le avem, datorită fondurilor europene accesate, până la această dată peste 20 de milioane de euro, pot să vă spun că acest spital este funcțional, funcționează și va funcționa. Din cauza că nimeni nu-și va putea permite să închidă un spital care a derulat și care derulează asemenea proiecte de asemenea învergură. Chiar în momentul de față, mai sunt, în afară de proiectul de reabilitare și eficientizare energetică, încă 3 proiecte în derulare privind dotarea acestui spital. Un proiect, săptămâna trecută, a fost și aprobat un proiect în valoare de 1.150 de miliarde, cât înseamnă, de 15 milioane. 15 milioane de lei vechi, care a fost aprobat și urmează să facem licitații pentru dotări în cadrul diverselor cabinete de specialitate din cadrul spitalului. Mă uitam, sunt cabinete unde au investiții de 3.400.000, 34 de miliarde de lei. Vă dați seama că acei medici vor avea cu ce să lucreze, cu ce să-și desfășoare activitatea și va trebui, bineînțeles, și profesionalismul și seriozitatea să-și pună cuvântul pe fiecare domeniu în parte. Că sunt mulți care aruncă cu noroi, nedându-și seama cât de rău face spitalului, unde la orice oră din zi și din noapte poți să ajungi. Oricine dintre noi putem să ajungem acolo. Nedându-vă seama cât de rău puteți să faceți cei care spuneți lucruri urâte despre spital. Și ca să vă dau un exemplu, un medic rezident al spitalului nostru, care a terminat rezidențiatul și care trebuie să înceapă activitatea în spital, a venit să-și ia transferul la spitalul, de la spitalul nostru la spitalul Buhuș. Stând de vorbă și întrebându-l care a fost motivul de la determinat. Bineînțeles că nu poate să plece, care are contract cu noi pe 6 ani de acum înainte și după o discuție pe care am avut-o cu dumnealui, a înțeles valoarea și importanța pe care o are dânsul personal pentru noul post pe care îl va ocupa. Întrebându-l a spus, unul din motive a fost că, zice, domnul primar, am citit pe Facebook tot felul de batjocuri la adresa spitalului și am zis că poate că nu-i cazul să mai vin aici. Dumneavoastră nu faceți, cei care faceți aceste negriri și denigrări ale spitalului, decât să vă faceți rău dumneavoastră personal și a familiei dumneavoastră. Oricând veți putea, Doamne ferește, să apelați la un serviciu cât de mic al spitalului. Noi trebuie să avem grijă, să ținem de spitalul acesta și să-l îngrijim, să-l finanțăm, ca să-l avem, pentru că și să dea Dumnezeu să nu ne trebuiască. Îmi doresc să nu ajung niciodată ca pacient al acestui spital, dar îmi doresc să-l dotez, să-l înfrumusețez, să-l modernizez în așa fel încât să poată beneficia oricine, oricând, de un serviciu medical al acestui spital. Cam atât. Eu v-am propus și o să vă mai propun, când doriți dumneavoastră, vă invit să mergeți, să mergem cu toții în vizită, să vedeți despre ce este vorba. Toți care au venit au spus că nu există spital în județul Bacău sau nu există spital atât de modern și bine dotat ca acest spital. Vreau să vă spun că cuvintele sunt de prisos. Dacă dumneavoastră aveți această posibilitate să mergem în calitate de vizitatori și de finanțatori.
Pentru că noi suntem finanțatorii acestui spital alături de finanțarea pe care o face Uniunea Europeană. Lucrul acesta le-am spus și medicilor. Noi, prin contribuția pe care o facem lunar din fondul nostru propriu de salariu la Casa de Sănătate, acea parte care o trimitem noi acolo, suntem ca și un cofinanțator al unei așa zise bănci, această bancă numindu-se CAS. De-a lungul vieții, o viață întreagă de om, cei care au serviciu și lucrează și sunt plătitori a acestei rate, așa zise rate, la acest CAS, aceste sume se adună într-o viață de om de miliarde de lei vechi. Multe miliarde. Nu un miliard, două. Mai multe miliarde, funcție de veniturile fiecăruia. Și de aceea noi avem nevoie ca acești bani pe care i-am finanțat o viață întreagă, vrem ca atunci când dorim sau când nu dorim, când suntem nevoiți să apelăm la serviciile acestui spital și nu numai acestui spital, pentru că banii aceștia nu se duc direct la un spital anume, să putem să beneficiem de aceste servicii și să avem siguranța că sănătatea este cel mai sfânt lucru pe lumea aceasta. Și cine este sănătos poate să spună că este un om fericit. Cine nu-i sănătos, întrebați-l, stați de vorbă și vedeți dumneavoastră că nu mai are niciun pic de speranță de a fi fericit. Vă mulțumim frumos pentru... Trecem la punctul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 2023 la Spitalul Roșenesc Ioan Lascăr Comănești. Doamna director economic Mihaiești Cristina a fost la comisie, a prezentat lucrările. Dacă mai sunt intervenții, vă rog, domnul consilier. Da, vorbesc și în calitate de pacient, am fost de nenumărate ori în Spitalul Comănești și, în general, am beneficiat de servicii bune din partea cadrelor medicale. Nu am ce să reproșez din acest punct de vedere, numai că, în ultima vreme, există o serie întreagă de relatări, nu doar pe Facebook, ci și în presă, despre diverse cazuri care au fost tratate necorespunzător sau ignorate chiar, s-au dat și cu decese, și consider că este o problemă care trebuie cumva luată de cap și rezolvată, pentru că ori este o insuficiență a cadrelor medicale în cadrul spitalului, tot sunt cadre medicale care nu-și fac treaba corespunzător. Cred că lucrurile acestea sunt cumva legate și de investiții și poate că sunt colaborate între ele. De asta vreau să semnalez acest aspect. Pe de altă parte, acest spital stă în șantiere de foarte multă vreme și cred că și asta afectează cumva bună mers al treburilor de acolo. Dar eu, cu toată buna credință pe care o am, nu pot să ceresc prin votul meu în continuare acest mod de lucru. Consider că pentru un management profesionist, ales prin concurs, transparent și care să aducă spitalul la ceea ce era el odinioară, cu medici foarte conștiincioși și cu drag de oameni. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc, domnul consilier! Supunem la vot proiectul de hotărâre în forma în care a fost prezentat la comisie. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci, da, s-a consemnat. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Roșenesc Ioan Lascăr Comănești pe anul 2023. Domnul manager de spital a prezentat materiale la comisie. Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în această formă. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Vă abțineți, da? Deci, doamnă președinte, îmi permiteți, dacă vreau să specific aici foarte clar, toate aceste proiecte de investiții, de buget, de aprobarea structurii pe diverse domenii, pe diverse specializări, tocmai acestea au acest scop de a face un spital cu... care să ne poată oferi servicii medicale de calitate. Facem investiții în aparatură și în echipamente medicale, facem investiții în reabilitare, modernizare și eficientizare energetică, facem investiții în modernizare și dotarea serviciului de blocului operator, mai construim un nou bloc operator în cadrul spitalului,
Mai construim secția de primiri urgențe, o modernizăm, s-au făcut săpături și consolidări la fundație, la nivel de la nivelul solului, la 5 metri, până la fundație, până la cuzineți, s-au consolidat totul și toate aceste lucruri nu se fac de dragul de a face ceva, ci le facem de dragul de a putea să avem un spital de viitor. Cine nu votează un astfel de proiect este inconștient de faptul că dacă nu am putea să facem aceste investiții, acest spital ar putea să nu existe. Dacă toți am gândit așa, vă dați seama unde am ajunge. Mulțumesc frumos! Da, punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 la serviciul local Ecovalea Muntelui Comănești. Materialele au fost la comisie. Mai sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2023 la serviciul local Ecovalea Muntelui. Materialele au fost prezentate la comisie. Dacă nu mai sunt intervenții, supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Punctul 9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei a statului de funcții și a coeficienților de ierarhizare din cadrul serviciului local Ecovalea Muntelui Comănești a fost retras de pe ordinea de zi. Trecem prin urmare la punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de întreținere și funcționare pentru Centrul de Resurse și Instruire Profesională, Centrul 5, în anul 2023. Materialele au fost la comisie. Dacă nu mai sunt intervenții, supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de întreținere și funcționare pentru Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Comănești pentru anul 2023. Materialele au fost la comisie. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de întreținere și funcționare pentru Centrul de Tineret Comănești pentru anul 2023. Materialele au fost la comisie. Dacă nu mai există intervenții, supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mă mulțumesc. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de întreținere și funcționare a Centrului de Agrement Trotu și Ionuț Ieftimoaie pentru anul 2023. Materialele au fost la comisie. Sunt intervenții? Dacă... Da, vă rog, domnul consilier. Am văzut materialele primite că acolo este un tabel doar cu cheltuieli. Acest centru nu are și venituri. Aș întreba, în principiu, cam care este aportul veniturilor raportat la bugetul anual alocat și dacă, de exemplu, pentru diverse evenimente găzduite de această sală deosebită, primăria încasează ceva. Pentru că curând a fost, de exemplu, și un congres, Vastea Domnului, pe 2 ianuarie, din câte mi-amintesc. Există o factură pentru aceste evenimente? Dacă îmi permite, doamna. Da, vă rog. Ca și procent de venituri cheltuieli, comparativ cât sunt veniturile, cât sunt cheltuielile, faceți dumneavoastră singură socoteală că cele mai mari venituri care ne vin în acest sens sunt în perioada de vară, când începe perioada sezonului cald și asta e cam 2-3 luni de zile, iunie, iulie, august. Maxim, funcție și este câte o vară care ploioasă, nici măcar atunci. În ceea ce privește activitățile desfășurate în sală, sportive sau alte activități de care amintea domnul consilier, da, se plătește taxă pe fiecare activitate în parte și se emit chitanțe care sunt în, aduc venituri acestei instituții. Pe data de 2 ianuarie au fost emise facturi și s-au încasat banii în totalitate. Supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!
Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de întreținere și funcționare pentru Baia Carpați 2023. Materialele au fost la comisie, sunt intervenții. Dacă nu, supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile de învățământ din orașul Comănești. Materialele au fost la comisie, doamna Aron Mihaela ni le-a prezentat. Dacă nu mai sunt intervenții, vă rog, domnul consilier. Da, aș vrea să întreb dacă primarul trebuie să aprobe eliberarea de abonamente pentru copiii nevoiași care folosesc transportul în comun. Și pe de altă parte, dacă nu este nevoie de acordul dânsului, dacă se poate mărirea bursului, pentru că în condițiile în care prețurile au crescut foarte mult, la absolut orice, posibil că și bursele ar trebui să fie majorate. Dacă nu chiar nu. Da, președinte, primarul nu aprobă abonamente nici pentru elevi, nici pentru... Dar, desigur, școlile sunt amplasate în anumite zone ale cartierelor și a întregului oraș. De aceea sunt amplasate școlile în centrul orașului. Liviu Rebeanu are arondată o zonă anume, Ciprian Porumbescu are altă zonă, colegiul tehnic Dimitrie Ghica este într-o altă zonă amplasată. Aceste școli sunt aferente unui cartier anume sau a altui cartier. Avem niște microbuze școlare care asigură transportul elevilor din anumite cartiere unde sunt poziționate la o distanță considerabilă față de școală. Cum este cartierul Podei, cartierul Podina. Cum este cartierul Vermești, de unde copiii trebuie să vină de la Vermești până la Ciprian Porumbescu sau de la Podei Podina la Ciprian Porumbescu. În momentul de față funcționează două microbuze școlare. Pentru cei care nu știu. Am făcut solicitare, da, este un proiect gratuit. Am făcut solicitare de încă două microbuze școlare pe care le-am aprobat în Consiliul Local. Sperăm să putem câștiga aceste microbuze și să beneficiem de facilitatea de a putea oferi în continuare și altor elevi din alte zone să se deplaseze cu microbuzul. Am văzut că se fac tevaturi pe Facebook pentru gesturi mărinimoase din partea anumitor persoane sau anumitor partide, cum că ar susține financiar deplasarea unor elevi la școală cu microbuzul. Este ok, este un gest lăudabil și apreciabil. Nu primarul trebuie să scoată nu știu ce facilități ca să nu mai vorbim că la această școală de care discutăm acum se învață de 100 de ani. Toți elevii, inclusiv domnul consilier care vorbește acum, a făcut această deplasare la școală cu mașina numărul 11. Mașina 11, o știți care este. Atâta era numărul la mașina. Doar cu mașina 11 circulau toți elevii. Niciun elev nu circula la vremea aceea cu vreun microbuz. Dar este posibil ca anumiți părinți care au pretenții să-și ducă copilul de la Lăloaia la Ciprian Porumbescu, pentru că consideră că acolo sunt profesori mai buni. Sau sunt părinți care își duc copiii dintr-un cartier anume, în loc să-l ducă la școala unde are școala arondată pentru cartierul respectiv și zona respectivă, se deplasează acei copii la școala Liviu Rebreanu. Fac niște reședință părintele, ca să facă înscriere la școala respectivă. Cum? Unul din părinți face o vizită de reședință ca să-l poată înscrie la... Să-l poată înscrie la școala aia, își face viză de flotant pe buletin, ca să poată înscrie copilul acolo. Poftim. Și atunci se vine cu pretenția că se asigurăm transportul. Este ok. Dacă avem posibilități financiare, este foarte ok. Și dacă putem să asigurăm voluntar, noi, din bugetul propriu,
transportul unor elevi este foarte bine, este excelent, este un gest lăudabil. Dar așa cum v-am spus, la toate aceste școli, toți locuitorii din cartierele respective nu au mers vreodată în viața lor cu microbuzul la școală. Nu au mers niciodată cu microbuzul la școală. Dacă vreți să inventăm și moda asta, o inventăm, nu e o problemă. Dar dacă noi am făcut demersuri pentru obținerea a încă două microbuze electrice, este corect și cinstit ca atunci când vor veni aceste microbuze să putem oferi elevilor acest transport gratuit, urmarea acestor facilități de a le pune la dispoziție noi aceste microbuze și nu să discutăm de să le plătim din bursă, să mărim bursa, să nu știu ce mai facem. Astea sunt speculații politice de a încerca să găsești o variantă că eu uite ce tare aș fi. Dacă vreți să fiți tare, vă propun următoarea chestiune. În mandatul din 2004, când eu am fost consilier local, toată indemnizația mea de consilier am dat-o printr-un act notarial unui elev care, ce-i drept, nu era vorba de transport, era un elev care avea o boală incurabilă, o leucemie și a beneficiat toată perioada respectivă, cei 4 ani de zile, de acea sumă de bani pentru a-și putea lua medicamente. Spre nefericirea noastră a fost salvată exact până când am terminat mandatul. Chiar cu o lună sau două înainte de a termina mandatul, a decedat acel copil. Și a venit mămica lui și s-a rugat de mine să-i dau și cele două luni care rămăseseră, deoarece avusese mari cheltuieli cu înmormântările și cu toate alte chestii, deși nu mai trebuia să mai cumpere medicamentele respective. Deci dacă vreți să faceți gesturi caritabile, tot respectul nostru. Înțeleg aluzia noastră. Dar raportat de celelalte business-uri aveți, ați putea să vă donați și de afară de primar. Dar nu despre asta este da, nu este legal. Discutăm de transportul elevilor și ajungem la urmă. Deci vă rog să vă opriți aici, domnul consilier, vă rog să vă opriți aici. Vă rog să vă opriți aici. Vă rog să vă opriți aici, nu discutăm acum. Un minut și am încheiat, vă rog frumos. Cineva a încercat să facă acest gest caritabil și a ajuns la conducerea acelei societăți și s-a spus că e nevoie de aprobarea dumneavoastră ca să poată să scoată acele abonamente. Aici vreau să ajung. Ceea ce nu mi se pare a fi în regulă, pentru că nu au legătură una cu cealaltă, până la urmă. Dacă se poate să lămuriți aspectul ăsta, foarte bine și am încheiat subiectul. Domnul consilier, domnul primar ne-a dat un exemplu de ce am putea face. Nu deci orice aprobă primarul este prin hotărâre de Consiliul Local. Deci dumneavoastră încereți ca ceea ce dumneavoastră ați fi putut să solicitați Consiliului Local să aprobe, încereți mie să aprob eu ceva, ceea ce aparține de fapt Consiliului Local, nu primarului. Da. Mulțumim. Să trecem. Depășim momentul. Vă rog să votăm, supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare a orașului Comănești, județul Bacău, către Apa Serv Trotuș SRL. Materialele au fost la comisie. Dacă există intervenții, dacă nu, supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 17. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare la nivelul orașului Comănești pentru anul școlar 2023-2024. Materialele au fost la comisie. Există intervenții? Dacă nu, supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de dezinfecție, dezinsecție și deratizare la nivelul orașului Comănești.
Materialele au fost la comisie. Dacă nu există intervenții, supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 19. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute a unei suprafețe de teren din domeniul public către SCDL Gas Grid SA pentru lucrarea, extindere, contorizare inteligentă cu automatizare rețea medie, tensiune și integrare SCADA din zona urbană a județului Bacău, oraș Comănești, județul Bacău. Materialele au fost la comisie. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 20. Proiect de hotărâre privind acordarea unei subvenții din bugetul local al orașului Comănești pentru finanțarea funcționării serviciului public de salubrizare. Materialele au fost la comisie. Sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul eficientizare energetică a clădirilor publice, Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr, județul Bacău, orașul Comănești, strada Vasile Alexandrii, numărul 1. Materialele au fost la comisie. Mai sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 22. Proiect de hotărâre privind predarea către Compania Națională de Investiții, adică CNI SA, în calitate de structură de implementare a obiectivelor incluse în PNRR, componenta C15, educație, investiția 1, construirea, echiparea și operaționalizarea 110 creșe, a amplasamentului pe obiectivul de investiții, construirea, echiparea și operaționalizarea unei creșe mici pentru maximum 4 grupe, adică 40 de copii, în orașul Comănești, județul Bacău. Materialele au fost prezentate la comisii. Sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Aici este vorba de creșa care se construiește la nivelul orașului Bacău, în zona Șipoteni. În momentul în care va veni timpul, o să construim și o creșă la școala 5 bis în cartierul Leloaia, pe strada Libertății. Deci vom construi două creșe noi în orașul Comănești, în afară de cea pe care o avem în momentul de față funcțională. Punctul 23. Informare privind analiza de evaluare a activității desfășurate în trimestrul 4-2022 la SPCLEP Comănești. Materialele au fost la comisie, s-a adus la cunoștință comisiilor. Continuăm cu punctul 24. Informare privind raportul de activitate al asistenților personal pe semestrul 2-2022. Materialele au fost prezentate la comisie, ni s-a adus la cunoștință. Trecem mai departe la punctul 25. Informare privind raportul de activitate pentru anul 2022 al Poliției Locale Comănești. La fel, materialele au fost aduse la cunoștința comisiilor de specialitate. Și încheiem cu ultimul punct de pe ordinea de zi, 26. Proiect de hotărâre privind încheierea protocolului de colaborare dintre Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, MMSS, și UAT Comănești pentru proiectul Hub de Servicii MMSS S2, MMSS, cum vreți, cod MySMIS, 130-963. Doamna Munteanu Gabriel a prezentat materialele la comisie. Dacă nu mai sunt intervenții, supun la vot acest proiect de hotărâre, după care se va încheia ședința de Consiliu Local. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Ședința s-a încheiat. Vă doresc o zi bună.